Aseară, un telefon primit de la un polițist i-a luminat sufletul. Agentul i-a spus că fata ei, dată dispărută, a fost găsită și se află la sediul poliției municipiului Târgoviște. Femeia a plecat imediat la Târgoviște, însă când a ajuns aici, fata nu mai era. S-a dus la municipiu, la Târgoviște, acolo așa, și zice că s-a dus la acolo, la poliție, cu ea acolo așa. Și poliția i-a dat-o tot ei acasă în apartament, n-a oprit-o ca să mă duc eu. S-o iau acasă. A dat-o tot minorii Andreea, care are 16 ani. Putea să o țină acolo așa, dacă ei a prins-o și a văzut, putea să mi-o țină acolo și a zis, de ce i-a dat drumul la o minoră, tot fiind și ea minoră. Cine v-a zis asta? Fata cea... Da, fata cealaltă, și m-a sunat de la municipiu un agent care a fost azi noapte de gardă. Femeia e disperată din nou acum și crede că fata ei a ajuns iar pe mâna proxeneților. Ea spune că acum polițiștii s-ar face vinovați pentru că au lăsat-o să plece cu sora ei. Polițiștii neagă afirmațiile femeii, care acum cere disperată ajutorul autorităților ca să-și scape fata din mâna proxeneților. Cer să mă ajute să-mi recuperez copilul după străzi. Vreau cel puțin cine o vede, cine o întâlnește, un anunț la poliție, pe străzi, pe unde o vedeau, pe șanță. Deci cer foarte simplu să mi se dea copilul. Deci nu vă cer nimic, nu vreau nimic, nu vă închetez, nu vă fac nimic. Deci copilul, vreau copilul.